această regiune coloniști în căutarea libertății, dar în același timp apărători ai civilizației europene și ai valorilor creștine în fața atacurilor venite dinspre răsăriți. Diploma regelui Andrei al II-lea sau Bula de Aur, cum mi se mai spune, a stabilit un complex și funcțional regim de administrare a comunității săsești în aspectele vieții politice, judiciare, religioase, economice și militare, generând astfel dezvoltarea așezărilor, înflorirea meșteșugurilor, a comerțului, a educației și a artelor. Atunci când sașii reuniți la Mediaș în 1919 au aderat la Marea Unire, au adus națiunii române o multiseculară experiență civică, o bogată tradiție industrială și o strălucitoare moștenire culturală cu care astăzi noi toți ne mândrim. Dificultăți. Și noi, cei rămași aici, a trebuit să ne adaptăm. Dar poate, dintr-un anumit punct de vedere, ne-a fost mai ușor. Am fost într-un mediu cunoscut, chiar dacă persoanele familiare ne-au lipsit, iar comunitatea s-a schimbat mult. Iată de ce această întâlnire ne este foarte importantă. Simțim mereu nevoia unei legături strânse, vrem să vă vedem și să mă îmbrățișăm cu drag. Daslanta României, stimată doamna Carmen Iohannis, stimate oficialități, stimați oaspeți de onoare, dragi compatrioți! Este o bucurie că ne-am adunat astăzi aici, într-un număr atât de mare, pentru că, fiind împreună, simțim realmente că aparținem acestei comunități. E adevărat că cei care trăiesc peste tot în lumea largă se pot întâlni mai des, datorită ușurinței cu care putem călători și a comunicării online. Dar marea adunare a sașilor este bucuria revederii în cadrul mai larg al comunității. O reuniune de succes și vă urez bun venit în acest tărâm binecuvântat al Europei, unde ne regăsim împreună, deopotrivă în versul eminescian, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, cât și în Siebenbürgen, süße Heimat, unser teures Vaterland. Actul prin care strămoșilor noștri li se reconfirmau drepturile și, în primul rând, libertatea de a-și clădi o societate a dreptății și a respectului legilor, ne însuflețim prin chemarea imnului Europei, Alle Menschen werden Brüder. 800 Jahre nachdem unseren Vorfahren. Acum 5 ani, în acest loc, ne-am asumat prin declarația de la Sibiu a Consiliului European un crez și un angajament, care rămân la fel de actuale în condițiile speciale, complexe și grave ale actualei perioade. Prin contribuția tuturor, prin energiile diversităților culturale care ne-au îmbogățit, prin solidaritate și dialog vom dezvolta o Europa a libertății și a democrației, o Europa puternică și sigură, o Europa prosperă și competitivă. A ne făriet în damnul intern.
ne-a ajutat.